Bună ziua, dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Escu TV. Astăzi am invitat în studio pe Flavia Maria Goga, cea mai tânără scriitoare din comunitatea română. Flavia, bine ai venit la Escu TV. Bună ziua, mulțumesc. Ești pentru prima oară într-un studio TV? Nu e chiar prima mea dată la televizor, dar e prima dată așa. Odată a fost un jurnalist acasă, dar m-a filmat acasă. Data asta sunt efectiv într-un studio. Ah, ok. Ai emoții? Nu. Nu ai emoții, bravo. Sunt calmă. Te cheamă Flavia și Maria, cum prefer să spun, ce nume îți place mai mult, pe care folosești? De obicei oamenii mă numesc Flavia. Ok, mai ușor în franceză sau? Nu, e doar că e primul meu nume, deci oamenii așa mă numesc. Deci atunci o să spun și eu tot Flavia, da. Pentru că ești mai obișnuită. Flavia, la ce școală studiezi? La Stanislas. Stanislas, la secundar? 4. Școala secundară. După care te gândești să continui la colegiu? Da, la tot școală? La Stanislas. După care te-ai gândit la proiecte de viitor la universitate? Apoi o să văd. Poate medic, poate... O să văd. Ce crezi că ți-ar plăcea să faci cel mai mult? Tot ce știu e că vreau să ajut oamenii. Asta știu. Vreau efectiv să mă folosesc de tot ce am spre binele omenirii. Deci medic chiar mi-ar conveni că am această empatie. Și vocație de a... De a ajuta, da. Da. În afară de asta, este și o meserie foarte bine plătită. Da. Și respectată, dar... Asta e doar așa, nu mă gândesc la o samban, o oamenii o să se uite la mine, o să spună wow. Nu, la mine ce contează este că simt că sunt pe pământ cu o misiune și vreau să realizez această misiune. Și misiunea asta o avem toții. Este să facem binele celor din jur. Oricum ar fi, doar să facem binele. Indiferent că suntem medici sau... Sau profesor, ce-o fi. Doar să facem binele. Când ai venit în Canada, ce vârstă ai? Îți mai aduci aminte? Aveam 2 ani. Îți aduci aminte când ai venit? Nu țin minte. Erai prea mică. Da. Și vizitezi România? Da, din când în când. Din când în când. Vorbești foarte bine românește. Mulțumesc. Felicitări. Cum ai învățat limba română? Te obliga mama și tata, vorbești românește cu noi, nu. Că dacă... E doar că vorbim română acasă, deci când părinții mei vorbesc română, adică tot timpul, n-am de ales, trebuie să vorbesc în română. Altfel? Altfel nu m-aș descurca. Și îți place limba română? Da, îmi place. E utilă. E utilă cu bunicii. Bunicii... Nu știu franceză, nu știu engleză, rudele în România nu știu, deci numai cu româna merge. Vorbești des cu bunicii? Da. În România cum vorbiți? Au cont Facebook bunicii? Nu. Au, dar nu utilizează, mama se ocupă. Deci mai mult cu telefonul. Mai mult cu telefonul. Da. Când ai fost ultima oară în România? Cred... Da, a fost de recent, vara asta. Ah, ok, destul de... Da, destul de... acum câteva luni. Și ce ți-a plăcut acolo, la bunici? Mi-a plăcut capra. Capra bunicii? Da, am numit-o Snow White. Snow White, pentru că e albă. Pentru că este albă. Da, dar mama ea nu știe să pronunțe Snow White, deci o numește Prița. Prița? Mhm. Bunica îi spune, mama îi spune Prița și tu îi spui Snow White. Da. Și capra răspunde, la care nume răspunde mai bine? La Prița. La Prița, evident, e mai obișnuită. Și am înțeles că și păsările din curte... Da, e găini. Găinile? Găini și cocoș. I-a dat un nume și cocoșului sau găinii? Da, Rooster. Rooster. Da. Și bunica tot așa, nu știe. Și alta am numit-o Chicken. Chicken. Da. Și bunica i-a dat un nume cocoșului? Nu i-a dat. Nu încă. Nu. Mai spune-mi puțin, cum a fost în România? Cum e în România când mergi? Ce-ți place? Ce te atrage acolo? E frumoasă natura, avem munți, avem
mare, avem păduri, deocamdată. Deocamdată, da? Da. Și îmi place toată cultura, toată istoria. Avem foarte multe monumente, orașe sunt frumoase. Mâncarea ți-a plăcut acolo? Da, îmi place, da. Mieții ți-au plăcut, sarmalele? Da, nu. Mieții nu prea? Nu, mie îmi place peștele și mămăliga cu brânză. Și cu smântână salată. Sau? Fără smântână. Ei, cum, nu, fără nu, smântână. Nu-mi place smântâna. Nu. Dar doar place... mămăligă cu brânză? Da, cu brânză. De și care salată. Brânză? De care și brânză? Pește. De vacă, de oaie? Caș. Ah, cașul. Ok. Da. Și din ce zonă sunt bunicii tăi, părinții tăi, a României? Eu m-am născut în Iași. În Iași? Tata e din Buzău, mama e din Moldova. Bunica... Moldova de unde? Din ce zonă? Nu sunt sigur. Și la care bunici mergi mai des? La Buzău sau? Nu, în Moldova. În Moldova. Acolo e capra și... Mama e un fântân, dar nu știu exact okay. unde e. Da, da. Și acolo e capra la mama sau la bunicii lui mama sau bunicii tatălui? Da. Capra este la bunica lui mama. Ha, ok. Revenind pe o scurtă pauză. Ok. Lavinia, în afară de faptul că studiezi la o școală foarte, foarte renumită, presupun că orarul școlar nu este deloc ușor, nu? Aveți multe teme, multe... Cam de la 8 la 3 sunt la școală, deci nu e așa de mult, apoi am teme. Deci... Dincolo de... Mărește școala și acasă. Da, dincolo de temele și obligațiile școlare pe care le ai, ți-ai descoperit o vocație, cea de scriitoare, și ai publicat recent un roman. Da. Vorbește-mi puțin despre acest roman. Se numește Sofia. Sofia înseamnă înțelepciune în greacă. Este numele personajului principal, care este Sofia. Deci, la început este o fată destul de rea. Numai că apoi începe să aibă vise. Odată, din când în când, vede o creatură care se numește Vox și aceasta o aduce pe diferite planete. Bineînțeles, noaptea, visează, nu e real. Și fiecare planetă reprezintă ceva bine sau ceva rău. Și astfel Sofia învață ce e bine, ce e rău și datorită acestor pilde pe care le arată Vox, devine o persoană mai bună. Și deci, tocmai asta povestește Sofia, cartea mea, este acest drum spre înțelepciune a Sofiei. De ce ai ales acest nume? Ai explicat la început că înseamnă înțelepciune, da? Da. Tu crezi că asta trebuie să fie drumul fiecărui om pe acest pământ, nu? Să devină mai bun? Să... Eu așa cred. Cred că omul, prin natura sa, tinde spre un ideal, spre virtute. Și cred că de asta suntem aici, să facem binele celorlalților. Cred că omul este bun și bun trebuie să rămână, ca și copiii mici. Nu? Că mulți oameni crescând încep să facă chestirele, să o apuce pe o cale greșită, dar trebuie să revenim spre această inocență, acest natural, bunătatea pe care o primim de la naștere. Dar de ce crezi tu că oamenii ai dreptate trebuie să tindă spre mai bine, să nasc pentru a fi buni? De ce crezi tu că de-a lungul timpului sunt oameni care nu devin neapărat buni? Cred că este și ceilalți, uneori exemplele pe care sunt arătate oamenilor nu sunt tot timpul cele mai bune. Știi, societatea de astăzi are tendința să fie foarte materialist, adică trebuie să ai un mare statut social, trebuie să ai bani, să ai casă mare ca să fii bucuros. Nu, nu e. Nu este important? Vreau să zic, bucuria e mai mult decât asta. Asta e treaba. Dar oamenii au tendința să se rezume numai la asta și să uite de ceilalți, să nu le mai pese, să se închidă, că au urmărit acest exemplu rău din jur. E și, într-un fel, este și
și exemplele proaste, dar și alegerile personale. Aș spune, sunt doi factori. Deci factorul social, evident, societatea, da, în care evoluăm, anturajul, anturajul, exact, anturajul. Educația. Dacă ai prieteni răi, păi, într-un fel, la un moment dat, devii și tu rău, dacă nu ești atent. Și educația, evident, exemplu, da, pe care l-avem în familie. Unii, din păcate, n-au educație. Și de multe ori ăștia sunt cei care ajung săraci și fac crime, ajung în pușcărie. Cred că educația, să dorim educație la toată lumea, mai ales în țările sărace, ar ajuta lumea. Autoeducația, crezi că are un rol important? Adică l'auto-éducation, cum spunem în franceză, ceea ce facem noi, cum spuneai înainte. Da. Cred că sunt amândouă. Amândouă, și exterior și interior. Dar dacă sunt oameni care ajung să facă, eu știu, crime sau lucruri ilegale sau chiar care să facă rău altora, crezi că au șansa asta de a reveni, de a se, da, reabilita? Da, eu cred în asta. Eu cred că omul, chiar și dacă apucă pe o cale greșit, oricând se poate întoarce înapoi, ca și cum, să zicem, conduc o mașină, nu pot la vârsta mea, da? Să zicem că aș fi mai mare. Conduc o mașină și GPS-ul îmi zice, ok, du-te la dreapta, doar că eu o apuc la stânga și mă pierd. GPS-ul, recalculez, da, schimb calea și mă duc la dreapta. Așa e și omul, la un moment, poate oricând să revină pe drumul cel drept. Care e părerea ta despre, revenind la același context, pentru că e foarte interesant, nu toți avem, teoretic avem aceeași șansă când ne naștem, da, la modul filozofic să spunem, însă viața ne poartă pe tot felul de drumuri, nu avem toți șansa să ne naștem în aceeași, da, societate, în același mediu, drept pentru care, cum spuneai și tu, sunt oameni care nu ascultă indicațiile, da, GPS-ului, sunt oameni care fac lucruri rele, care, eu știu, care sunt dependenți de droguri, de alcool. Da. Ce părere ai despre acești oameni? Îi desconsideri? Nu, din contra, mai mult mi-e milă de ei. Efectiv mi-e milă. Și cred că au nevoie de ajutor. Nu trebuie judecați, nu trebuie să-i desconsiderăm, nu trebuie să-i zice, a, ești rău, nu te vrem cu noi. Pentru că vor deveni și mai răi, probabil. Exact, exact. Trebuie să le arătăm calea printr-un comportament exemplar, prin compasiune, empatie. Asta trebuie omului. Omul e bun. Bunătatea eu arăt numai prin bunătate, nu fiind rău cu el. Recunosc că sunt puțin emoționat de tot ceea ce ai spus tu, sunt impresionat de felul în care gândești și acum realizez că ce spuneai la început, că misiunea, vocația ta este să-i ajuți pe ceilalți, da, este nu doar o declarație aici în fața televizorului, este exact ceea ce simți, că, da, vrei să ajuți, că... Da, deocamdată, deși, ok, nu-s medic, nu-s profesor, nu-s nimic, dar această vocație mi-o realizez în fiecare secundă, în fiecare oră, în fiecare zi. Sunt aceste chestii mici pe care le faci celor din jur. Un zâmbet, un cuvânt curat... Gesturi simple. Da, exact, o faptă care bună. Care nu costă nimic. Și aceste gesturi, astea pot să marcheze viața unui om. În fiecare zi mă străduiesc să fiu bună cu toată lumea și așa simt că îmi realizez misiunea. Nu prin chestii mari, că nici eu nu sunt mare, dar prin aceste lucruri mici pe care le fac din toată inima. Flavia, după o scurtă pauză, vom reveni la și la vocația ta de scriitoare și mai nou poetă. Da, mulțumesc! Așadar, Flavia, recent ai publicat o carte, Sofia, am vorbit despre asta chiar la început. Cum ai început să scrii?
Te-ai gândit vreodată că vei scrie, că vei publica? De fapt, scriu cam de când sunt mică. La început nu erau chestii foarte wow, erau doar scriam așa, dar nu m-am gândit la ceva mare niciodată. Însă, la 14 ani și jumătate, eram în acest moment din viață când mă întreba, ok, simt în mine că e ceva, ceva ce trebuie să fac, dar nu știu ce. Și am căutat, n-am găsit. Atunci m-am îngenunchiat și m-am rugat lui Dumnezeu. Și atunci El mi-a dat toate ideile din Sofia de la început la sfârșit. Am luat iPad-ul și am scris tot ce mi-a venit și din asta am făcut o carte. Atunci mi-a venit ideea să scriu. Părinții ce spuneau? Te-au încurajat să scrii? Presupun că te-au ajutat foarte mult, sunt cu tine peste tot. Mai ales mama m-a ajutat. De fapt, când scriam, n-am lăsat-o să citească absolut nimic. Niciodată. Nimic. Intra în camera mea, închideam iPad-ul. Nu te uita. Exact când am terminat, i-am dat cartea, ia, citește. Și ea a citit și m-a ajutat. Ea a corectat, de fapt, am corectat împreună. Dar ea atâta timp a depus, atâta efort și îi sunt recunoscătoare. Mama m-a ajutat foarte mult și a crezut în visul meu. Recent ai participat și la salonul da. De carte de la Montreal în acum câteva săptămâni. Da, am fost acolo. Cum a fost la salonul de carte? Erau foarte mulți oameni. Unii au venit să cumpere cartea mea. Și a fost o plăcere să vorbesc cu ei, să avem discuții, să le scriu autografe. Au fost și români, presupun? Da, au fost, dar au fost mai ales oameni străini. Mai puțin români. Da. Dar asta îmi place. Îmi plac străinii. Că, de fapt, nu cred că sunt neapărat străini. Pentru mine sunt efectiv oameni... Care vorbesc altă limbă. Exact. Și ce bine este că în Montreal toată lumea vorbește franceză, engleză, aproape, măcar una dintre ele. Și e foarte ușor să comunicăm cu africani, cu chinezi, cu oameni de toate națiile. Și toate culturile exact, și religiile. Exact. Și e frumos să mergi și să te întâlnești cu celălalt. Asta îmi place. De altfel, ai prezentat cartea ta și în comunitatea română, la biserica la care mergeți voi foarte des, la Părintele Cotârgășanu. Da. La biserica Sfântul Ilie Tezviteanu am prezentat cartea mea și am citit un extras din ea și o poezie. A fost multă lume acolo să te... Da. La biserică sunt mulți oameni. Cum ai fost primită de Părintele Cotârgășanu, de familia lui? Sunteți într-o relație foarte apropiată, de altfel? Da, foarte bine. E preotul meu. La el mă spovedesc, la el mă împărtășesc, deci... E sigur foarte ta? Personal, mă cunoaște. Și cu mare plăcere a acceptat să... I-ai vorbit de proiectul tău, de carte? Te-a încurajat, presupun? Da. Cu mare plăcere m-a lăsat să prezint cartea. Întotdeauna a fost aici pentru mine. La școală, odată întoarsă de la salonul de carte, presupun că profesorii, colegii deja știau, ai un statut deja de vedetă acolo la școală? Sau... Nu, chiar relațiile sunt tot timpul aceeași chestie, relații cu ceilalți. Adică unul le place de mine, tot timpul e autentic, adică sunt cine sunt și efectiv faptul că sunt o scriitoare n-a schimbat nimic. Și asta îmi place. Oamenii se comportă tot timpul la fel cu mine. Exact. Dar profesorii și te-au felicitat? Da, sunt impresionați, dar nu prea vorbim despre asta. Doar
Continuă așa, școala este normal, între prieteni, da. Discuții. Școala este școală, da. Cartea... Unora le place de mine, unora nu. Și cărora nu le place de tine? Unii spun că sunt nebună. Și poate că de sunt. De ce crezi asta? Pentru că am tendința să fiu tot timpul bucuroasă, tot timpul plină de entuziasm. Și alții, pur și simplu, nu sunt așa. Lumina li se pare o nebunie la unora. Așa este, din păcate. Unii, pur și simplu, când starea lor interioară nu-i bună și văd alții care tot timpul sunt fericiți și asta, într-un fel... Li se pare anormal. Da, li se pare anormal. Văd asta ca un semn de imaturitate. Tu te consideri mai matură decât restul colegilor tăi, de vârsta ta? Ce simți tu, nu cum te consideri? Simt, am un suflet destul de matur, dar inima mea rămâne o inimă de copil. Și așa astăzi, trebuie să rămânem totuși. Astăzi, spre exemplu, m-am jucat cu copii de 9 ani în zăpadă. Am 15 ani. Spune mult despre mine. Astăzi chiar este și un moment special în evoluția ta de scriitoare, da. Poetă. Au fost publicate 4 volume de poezii. Astăzi chiar. Da. Deci se numește colecția Messieurs et mes abysses, adică ceurile și profunzimile mele. Și sunt 4 volume, Mare, Terra, Caelum și Ignis. Deci, bineînțeles, e vorba de elemente ale naturii și încerc prin acestea să fac să iasă aceste emoții umane care ne definesc. Vorbesc în numele unui eu universal, în numele omenirii și încerc să înțeleg natura umană prin sentimente, prin valori, prin toate acestea. Astea sunt poeziile mele. Crezi că, înainte de a încheia, aveam o întrebare pe care vreau să o pun de la început, de fapt. Crezi că religia pe care o are fiecare, rasa, culoarea, orientarea sexuală chiar contează, este important, ne face mai bun, ne face mai rău dacă suntem într-o parte sau alta? Păi, rasa, culoarea asta, pur și simplu te-ai născut, nu-i o alegere. Religia și orientarea sexuală sunt mai mult, sunt alegeri personale, dar, să fiu sincer, eu sunt creștină ortodoxă și ca orientare sexuală sunt niște chestii care mi se par morale, altele nu, dar nu judec pe nimeni. Foarte bine. Am prieteni de toate religiile, de toate naționalitățile, persoane foarte diferite și, ok, nu pot să consider totul ca fiind alb ok. Nu pot să spun totul e ok, nu. Am opiniile mele, valorile mele, dar apoi fiecare face alegerea sa și niciun fel nu voi judeca pe cineva. Pur și simplu. Îmi place de toată lumea, respect toată lumea, tolerez toată lumea și da. Flavia, eu îți mulțumesc pentru că ai venit aici la studio la Escu TV. Îți doresc mult succes în continuare. Să rămâi la fel de bună, la fel de radioasă, la fel de generoasă, de altruistă, așa cum ești și cum ți-ai propus să fii și să auzim de Flavia Goga peste ceva ani ca fiind una dintre cele mai cunoscute scriitoare, poete Mulțumesc. De aici, din Canada. Mulțumesc! Dragii noștri, așadar, Flavia Goga, cea mai tânără scriitoare și poetă româncă stabilită aici în Montreal, în Quebec. Vă dăm întâlnire la o nouă emisiune în care vom putea discuta și despre alte subiecte interesante ale comunității noastre. Mulțumim, la revedere!